Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este medicul Radu Țincu. Bun găsit, domnule Țincu, și mulțumim că ați venit alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Bună doctor, ziua. Vă vin des, din ce în ce mai mulți, ne spuneați cu altă ocazie, adolescenți, tineri, care au consumat droguri, alcool, la dumneavoastră, la urgență. Da, vin. Se simte și statistic, e un fenomen în creștere sau e doar o constatare subiectivă pe care... Fenomenul este în creștere, depinde și cu ce îl comparăm. Dacă ne uităm la cum arăta România acum 20 de ani, e clar că avem o creștere a numărului de cazuri cu pacienți care ajung în urma unor supradoze de substanțe recreaționale. De asemenea, dacă ne uităm comparativ și cu anii trecuți, există o schimbare a pattern-ului a celor care consumă substanțe interzise. Asistăm la o scădere a vârstei de consum. Tineri de liceu ajung în weekend la spital pentru că fie supradozează anumite substanțe, fie le amestecă într-un mod greșit și apare un grad de toxicitate, în special la nivelul creierului. Iar al doilea pattern este faptul că cei mai mulți dintre ei sunt depistați pozitiv pentru mai multe substanțe. Rar găsești un tânăr să aibă o singură substanță la testul toxicologic. Vă propunem să facem o paranteză și să le explicăm și celor de acasă de ce avem de gând să avem această discuție. Că ea are un scop, nu pentru a panica pe cineva, deși poate autoritățile ar trebui să fie panicate și să facă ceva, dar și pentru a inarma pe cei care se uită cu uneltele potrivite pentru a putea acționa și pentru a putea ceva, schimba ceva dacă se vor confrunta cu fenomenul ăsta în jurul lor. Și riscul de a te confrunta cu un astfel de fenomen crește. Asta e ce ne spuneți. Ce este cel mai eficient? Să vorbești cu cel care ajunge în situația asta sau cu cei din apropierea lui? Și cu unul și cu celălalt. Este nevoie de o discuție atât cu pacientul și e nevoie ca el să își dorească această discuție. Am avut de multe ori șansa să văd tineri aduși cu forța de familie pentru a avea o discuție cu mine ca toxicolog și ulterior cu psihiatrul care i-a evaluat. Este o discuție aproape eșuată, atâta timp cât persoana respectivă nu conștientizează faptul că drogurile îi pot face rău, că drogurile îl pot omorî până la urmă. Este o discuție care din start are șanse foarte minime să schimbe ceva în comportamentul acestor tineri. Pe de altă parte, discuția de astăzi are loc pentru că trebuie să acceptăm o realitate. Chiar dacă vom fugi de realitățile din jurul nostru, nu înseamnă că ele nu se întâmplă și că ele distrug vieți. Sunt atâția oameni care și-au pierdut familiile, și-au pierdut casele, și-au pierdut dreptul la o viață normală, mutându-se într-o realitate paralelă. Mulți din acești oameni, din păcate, trăiesc într-o realitate paralelă a lor, o realitate sigur pe care și-au dorit-o și și-au construit-o cu ajutorul acestor substanțe psihoactive. Mult mai mult decât atât, sunt părinți care sunt disperați și au pierdut copiii. Copiii lor sunt de nerecunoscut. De ce? Pentru că aceste substanțe, dincolo de efectele imediate pe care le determină, au efecte pe termen lung, pentru că acționează la nivelul unor creiere care se află în dezvoltare. Creierul unui tânăr de 15-16 ani este în continuare în dezvoltare. Finalizarea dezvoltării centrale a creierului are loc undeva după vârsta de 20-22 de ani. Acești oameni vor dezvolta, din cauza acestor substanțe, anumite tulburări de comportament. Mai mult decât atât, sunt foarte multe studii care ne arată că IQ-ul persoanelor care folosesc substanțe psihoactive încă din perioada adolescenței este mai mic comparativ cu acelor care nu au folosit astfel de substanțe. Domnule doctor, toate drogurile dau dependență? E foarte bună întrebarea, domnule Negruțiu, pentru că mulți pe tineri pe care îi văd îmi spun eu fumez marihuana pentru că ea nu determină dependență. Orice substanță psihoactivă care acționează la nivelul creierului asupra unor receptori, și toate acționează asupra unor receptori pentru că altfel nu își pot exercita efectul farmacologic, determină dependență la un anumit moment de timp. De ce?
Pentru că odată ce substanța ajunge în organism și funcționează la, acționează la nivelul acelor receptori, ea determină o creștere a expresiei acestora. Adică vom avea mai mulți receptori care apar, dacă vreți, ca ciupercile după ploaie, pentru a satisface această substanță pe care o introducem. Alcoolul nu face același lucru? Alcoolul determină și el dependență, bineînțeles, doar că el nu acționează pe un receptor anume, ci el modifică la nivelul creierului eliberarea unor neurotransmițători. Amândoi bem vin, da? Sigur, toată lumea, e o chestie normală. Asta înseamnă că suntem dependenți de vin? Nu, pentru că dependența nu se definește așa. Dependența se definește ca acea stare în care pacientul respectiv nu mai este capabil să oprească administrarea substanței respective pentru perioade de timp rezonabil de lungi. Dacă dumneavoastră vă treziți dimineața și pentru a vă putea da jos din pat sau a începe să aveți o activitate cotidiană normală, aveți nevoie să beți 100 de mililitri de vodcă, în mod clar sunteți dependent. Mm-hmm. Deci în momentul în care capacitățile dumneavoastră normale, activitățile normale nu se mai pot desfășura pentru că apar simptome de sevraj, cum în cazul alcoolului, iar dimineața vă treziți cu tremor, cu transpirații, cu palpitații, cu agitație psihomotorie și după ce veți lua 50, 60, 100 de mililitri de alcool, vă reveniți, asta înseamnă că sunteți dependent. Bun, sunteți medic toxicolog, asta înseamnă că știți să diferențiați drogurile între ele și ne puteți spune și de câte tipuri sunt drogurile care se consumă în România? Sunt trei mari categorii. O categorie a celor stimulatoare ale sistemului nervos central, cele care inhibă creierul și cele care produc anumite stări halucinogene. Fiecare dintre ele le folosim pentru diferite stări, pentru ceea ce dorim să obținem. De exemplu, îmi spuneați mai devreme... Toate fiind ilegale în România. Toate fiind ilegale. Și o să discutăm poate în mod particular despre marihuana, apropo de legalizarea ei în scopuri medicale. Cele care stimulează sistemul nervos central și în această categorie intră cocaina, amfetaminele, metamfetaminele, sunt substanțe pe care le folosim de cele mai multe ori atunci când dorim să ne distrăm. De ce? Pentru că ele stimulează creierul, avem o energie debordantă. Mulți din acești tineri pot să depună activități fizice impresionante. Am avut tineri aduși de pe litoral după 3 zile de nesomn și după ore întregi de dans. Și au venit cu sindrom de epuizare, cu hipoglicemie, cu distrucții musculare, încălziți cu hipertermie din cauza acestei activități extrem de intense. Sigur că s-ar putea întreba, ok, și ce e rău în a avea o astfel de energie? N-ar putea întreba un astfel de tânăr. Trebuie să ne gândim ce se întâmplă la nivelul creierului. Aceste substanțe eliberează toți hormonii excitatori ai creierului, în special glutamat, care pur și simplu, dacă vreți, într-un termen extrem de plastic, prăjesc sinapsele. Pentru că se descarcă curent electric atât de intens și la o intensitate și variabilitate atât de mare, încât circuitele noastre electrice încep să se distrugă. S-a dovedit faptul că cei care, spre exemplu, consumă amfetamine, au procese de degenerescență neuronală, adică neuronii lor mor și în locul lor apar niște zone nefuncționale, care în timp transformă creierul în imaginea tot așa plastică de Schweizer, apar zone cu găuri care nu mai sunt funcționale. Dincolo de această stimulare a creierului în exces, gândiți-vă că avem nevoie și de suportul inimii, care devine tahicardică, tensiunea crește. Mulți din acești oameni au venit, spre exemplu, la ultimul festival am avut oameni care au făcut infart după ce au dansat ore întregi sub impulsul acestor substanțe psihoactive. Bun, astea sunt drogurile stimulatoare care îți dau energie. Sunt și unele care te inhibă, care te moleșesc, care te fac să visezi, nu? Aici sunt... mai periculoase astea? Sunt mai periculoase pentru că de cele mai multe ori oamenii tind să le supradozeze și odată cu această supradozare apare starea de comă sau stopul respirator. Dacă discutăm de cele inhibitori, trebuie să ne gândim de ce le luăm. Aici intră heroina sau? Heroina, alcoolul este un drog inhibitor, dacă îl trecem pe categoria substanțelor psihoactive și este o substanță psihoactivă, toate celelalte opioide sau toate celelalte substanțe medicamentoase din sfera psihiatrică sau neurologică, benzodiazepine, barbiturice, antidepresive. Să știți că oamenii care folosesc substanțe psihoactive de abuz recreaționale le combină de multe ori cu alcoolul, cred că într-un procent de 70-80%
pacienții care ajung la spital au co-ingestie de droguri cu alcool sau cu alte medicamente, medicamente din zona aceasta psihiatrică, pentru a-și intensifica efectul pe care ei doresc să-l obțină. Ele sunt periculoase pentru că în supradoză vor da această stare de comă. Oamenii când devin comatoși nu își mai pot controla la fel de bine reflexele respiratorii, și aici discutăm de reflexul de înghițire. Oamenii aceștia, opioidele, spre exemplu, dau greață și vomă. Gândiți-vă cum este greața și voma la un pacient care nu mai este conștient. Este evident că el se va înneca cu propria vărsătură și mulți din pacienții care ajung la spital și sunt intubați și ventilați mecanic, sunt intubați pentru că au aspirat conținutul gastric în timpul acestor episoade de greață și vomă. Și a treia categorie de care ne spuneați? Cele halucinogene, și aici intră ciupercile halucinogene pe care le consumăm și am văzut cu toții că există sub forma prăjiturilor, nu? Se toacă aceste ciuperci halucinogene, se introduc în diferite brioșe. Sigur, se pot consuma și ca atare sau în diferite infuzii. Ele nu fac altceva decât să-ți creeze anumite halucinații, în special auditive și vizuale. Halucinații menite să te transpună într-o lume de bază. Acești oameni vor să evadeze din cotidian și vor să meargă într-o lume onirică în care se întâlnesc cu tot felul de personaje supranaturale sau chiar ei capătă tot felul de puteri supranaturale. Și astea dau dependență? Și astea dau dependență și din păcate aici riscul este și mai mare. Gândiți-vă ce înseamnă să te transpui într-o lume onirică, într-o lume supranaturală în care mai mult decât atât crezi că ai și puteri supranaturale. Am avut tineri care au fost adunați de pe acoperișurile diferitelor clădiri crezând că pot să zboare, că sunt Batman, Superman sau alte personaje de film. E extrem de periculoasă combinația asta cu halucinogenele și în special cu stimulatoare, că de obicei halucinogenele merg în mână în mână cu cele care stimulează creierul, iar cele care stimulează creierul dau o acuitate a simțurilor și a scuțimea simțurilor extraordinară. Am avut tineri în salon care auzeau de la distanțe de metri glasul șoptit extrem de bine și erau extrem de vigili, nu puteai să vorbești nimic pentru că imediat auzeau și imediat demarau tot felul de procese din astea cognitive, de scenarii, cele mai multe dintre ele fiind scenarii de persecuție. Ei cred că sunt persecutați de cei din jur și de multe ori actele de violență apar în aceste cazuri tocmai din această idee că ei sunt persoane importante care dețin anumite funcții, au anumite atribuții și cei din jur vor să-i saboteze. Spune, doctor, cel mai tânăr pacient pe care l-ați avut și cum arată profilul tinerilor care ajung la dumneavoastră? Haideți să discutăm și despre lucrul ăsta după o scurtă pauză. Ne-am întors în fața ta continuă, invitatul de astăzi, medicul Radu Țincu. Domnule doctor, vă întrebam înainte de pauză, care este cel mai tânăr pacient care a ajuns la dumneavoastră în spital pentru că abuzase de droguri? 13 ani și 14 ani. Au fost o fată și un băiat. Băiatul a dus de părinți după un weekend pe litoral, acum câțiva ani înainte de pandemie, pentru că începuse să aibă anumite tulburări de comportament și tinerii cu care erau s-au speriat și au sunat părinții. Și, într-adevăr, l-au adus în acest episod psihotic acut, era cu niște halucinații îngrozitoare, după o perioadă de 3 zile de nesom la 13 ani, cu de nutriție, nu mâncase, nu băuse, pentru că substanțele astea îți taie toate necesitățile fiziologice. Nu mai simți senzația de foame, nu mai este sete, poți să depui orice fel de efort pentru că el este bine tolerat. Și, sigur, l-am stabilizat, ulterior a plecat acasă, dar înainte să plece acasă mi-a spus un lucru foarte, foarte interesant, dar extrem de grav. Eu nu înțeleg de ce mama m-a adus pe mine, pentru că toți ceilalți făceam același lucru. Și asta m-a înspăimântat un pic, faptul că la 13 ani un grup de tineri
împărtășeau același consum de substanțe psihoactive, de amfetamine, care nu reprezintă drogul cel mai utilizat în România, așa cum este marihuana. Marihuana este aproape omniprezentă la vârsta adolescenților, pentru că există această confuzie că marihuana este o plantă, sunt de acord cu acest adevăr, că nu creează dependență și că nu face nimic rău, ceea ce este fals. Ea creează și dependență, e nevoie doar de o perioadă mai lungă de timp să apară fenomenul de dependență și, evident, modifică dezvoltarea normală a creierului. Domnule doctor, sunt țări care au legalizat, sau state, în Statele Unite, care au legalizat marihuana. Bănuiesc că discuția asta a existat intens în societate înainte de această legalizare. Dumneavoastră sunteți, înțeleg, împotriva legalizării, dacă v-aș pune această întrebare. Dacă nu sunt împotrivă. Nu sunteți împotrivă. Nu. Și o să vă și explic. Trebuie să discutăm de legalizarea în scop recreațional, așa cum are Olanda, și mergem și luăm de la tutungerie și fumăm. Asta e un tip de legalizare. Al doua este legalizarea în scop medical, pentru anumite patologii. Eu cred că societatea trebuie să fie pregătită înainte de această legalizare, pentru că odată ce legalizăm marihuana, unii vor înțelege că este extrem de benefică, că tocmai de aceea am și legalizat-o. Și atunci societatea trebuie pregătită din punct de vedere educațional înainte de a face acest lucru. Ce boli pot fi tratate cu marihuana? În special boli terminale, cum sunt anumite forme de cancer, pentru îmbunătățirea calității vieții, anumite stări de greață incontrolabile la pacienții cu chimioterapie, anumite forme de epilepsie ale copiilor care nu răspund la niciun fel de tratament antiepileptic. Sunt foarte puține bolile care le putem trata cu marihuana. Pe de altă parte, sunt țări care au legalizat marihuana, dar trebuie să spunem că marihuana conține peste 100 de cannabinoizi. Dintre aceștia, doar doi sunt extrem de studiați, THC și CBD. CBD-ul este un cannabinoid care nu are niciun fel de efect psihoactiv. Deci țările care au legalizat, multe dintre ele, au ales să legalizeze acest cannabinoid care nu are efecte psihoactive. Acești oameni nu simt nimic din perspectivă psihică când și-l administrează. Deci va trebui să fim extrem de atenți când alegem să legalizăm. În primul rând să pregătim populația și să înțeleagă perfect ce înseamnă această legalizare și după ce am legalizat, va trebui să vedem care din cannabinoizi îi vom accepta. Sunteți părintele unui adolescent care fumează marihuana, îi găsiți țigările în pachetul de țigări, ce faceți? E foarte interesantă întrebarea, pentru că al doilea caz, m-a întrebat domnul Pândaru, care a fost cel mai tânăr, am avut un părinte acum câteva săptămâni în cabinet, cu o fetiță de 14 ani, fetiță care avea asupra ei niște cannabis. Și părintele a venit la spital, fără copil, doar să mă întrebe care e atitudinea. Ce ar trebui să facă dacă și-a descoperit fica cu un pliculeț de iarbă în buzunar? Sigur că primul lucru, să știți, când mă întâlnesc cu pacienții pentru prima dată, toxicologici, încerc să văd de unde vine problema asta. Pentru că nimeni dintre noi nu se trezește a doua zi dimineață și se gândește, astăzi mă apuc să fumez. Vine din anturaj, probabil. Vine din anturaj. Anturajul este un element clar. Dar și aici am văzut deja statistic, 90% din tineri identifică anturajul ca sursa care i-a dus la consumul de substanțe psihoactive. Și atunci, sigur, m-am dus mai în spate și am întrebat de ce aveau nevoie de acest anturaj. Pentru că tinerii din ziua de astăzi, foarte mulți au niște probleme de comunicare emoțională cu părinții lor. Foarte mulți mi-au spus că și-au găsit în anturaj acel loc unde sunt ascultați, sunt înțeleși și pot să-și spună toate problemele pe care le au. În schimb, părinții lor fie nu sunt, fie îi ceartă, fie nu înțeleg necesitățile pe care ei le au. Bun, și atunci care este atitudinea potrivită a părintelui care descoperă că copilul lui fumează marihuana? În primul rând, așa cum l-am sfătuit să și fumeze împreună, să interzică, să-l certe, să-l dea afară din casă, să habar n-am. Copiii trebuie să rămână în continuare și să înțeleagă că acest consum este un consum nociv pentru sănătatea lor. Deci discuția cu copilul trebuie să meargă pe acest palier. Ce i-am spus acestui părinte, i-am spus sigur să discute cu fetița lui și cred că evaluarea psihologică a copilului este un prim pas care trebuie efectuat. Aha. Copilul trebuie evaluat psihologic pentru că, în mod evident, un copil la 14 ani sau la 13 ani
Sigur, nu are nevoie nici de marihuana, nici de amfetamine. O face fie că vrea să braveze, fie că vrea să își dobândească un anumit statut pe care probabil nu l-a reușit să-l realizeze în familie sau în anturajul sau la școală, fie anturajul respectiv este unul extrem de nociv, pentru că de obicei am observat un alt element, tineri, acești tineri vor să pătundă în anturaje mai mari de vârstă, pentru că este o validare a lor în grupul de prieteni. De obicei tineri de 12-13 ani se atașează unor grupuri de 17-18 ani tocmai pentru a primi această validare. Deci primul punct este o discuție. Cred că trebuie să ne evaluăm și noi, ca părinți, dacă într-adevăr avem o comunicare normală cu copilul nostru, dacă petrecem suficient de mult timp cu el sau dacă îi înțelegem problemele. Iar la evaluarea psihologică, să știți că i-am recomandat să meargă și părinții. Pentru că eu sunt absolut convins că psihologul trebuie să vadă și acest comportament al părinților față de copil. Bun. Sunt însă două exemple de vârste fragede, ne-ați spus. Dacă ar fi să găsiți o medie a celor care ajung la dumneavoastră? Între 18 și 30 de ani sunt cei mai mulți. 18 și 30 de ani. Și s-au apucat de când? Depinde, variabil. Sunt unii care ajung pentru prima dată, pentru că nu știu cum să facă lucrurile și evident le fac greșit și ajung după primul consum. Și am avut astfel de tineri care au ajuns fie în comă, pentru că au combinat alcoolul cu o substanță inhibitorie a creierului, neștiind că cele două au un efect sinergic și că se vor prăbuși la un moment dat din perspectivă neurocognitivă. Am avut tineri care au consumat amfetamine și au devenit extrem de agresivi și au fost aduși de poliție încătușați. Frecvent în weekend cobor în camera de gardă și văd tineri care sunt aduși de poliție și sunt 5-6 polițiști care abia reușesc să imobilizeze un tânăr de 18 ani de 70 de kilograme, pentru că au o energie și o forță extraordinară și acești oameni necesită o anumită restricție farmacologică, adică trebuie să îi sedăm pentru că își fac rău lor și evident poate să facă rău și celorlalți. Dar să știți, domnule Pândaru, că fenomenul a ajuns atât de matur al consumului de substanțe stupefiante, încât am depistat și oameni la 65 de ani care au venit cu supradoze. Pentru că deja cu cât ne îndepărtăm de perioada Revoluției și acest obicei devine unul cotidian, evident că vor fi și oameni mai în vârstă care vor ajunge la spital. Am avut un domn de 65 de ani care a venit cu o supradoză, spunându-mi că consumă de 25-30 de ani. Bun. Dacă de apucat e mult mai simplu, de terminat, de să te lași de așa ceva, cât de greu e? E greu, depinde de ce perspectivă privim lucrurile. În primul rând, cred că primul lucru este ca persoana să vrea. Deci dacă persoana nu vrea, șansele de recuperare sunt extrem de reduse. Pe de altă parte, de ce nu vor oamenii? Pentru că nici nu conștientizează că sunt dependenți. Ca și la alcool, foarte mulți îmi spun de eu n-am nicio problemă, mă pot lăsa și mâine. Și a doua zi dimineață când mă întorc, îl găsesc deja agresiv, vrea să se externeze la cerere pentru că nu mai poate să stea fără substanțele respective. Deci primul lucru, ei nu acceptă că sunt dependenți. În al doilea rând, nu au nici posibilitatea, statul nu oferă un program de dezintoxicare complet. Dezintoxicarea în România are doar două etape. În realitate trebuie să aibă mai multe. Prima etapă este a celor pe care îi tratăm noi în urgență pentru supradoză. Îi stabilizăm după o perioadă de 2, 3, 5 zile. Ulterior îi evaluăm psihiatric și îi trimitem către un spital de psihiatrie care are centru de dezintoxicare. Unde rămân? Pentru o perioadă variabilă. 2 săptămâni, 3 săptămâni și ulterior sunt externați. Externarea, sigur, nu putem să ținem acolo o veșnicie, dar externarea trebuie să fie însoțită de integrarea lor într-un program de continuare a acestei dezintoxicări, care presupune psihoterapie, grupuri de lucru, evaluare psihiatrică periodică, discuții cu anturajul lui, discuții cu familia lui. Cum vedem în filme, asta nu există în România. Din păcate nu. Clinici de dezintoxicare în România, pe bune, există. Pe bune, dacă ne referim la ceva mai devreme, care să te scoată sănătos de acolo. Nu, sunt sănătos, mă rog. Să te scoată nedependent. Clean, da? Nedependent. Da.
Intri acolo și ieși și nu mai pui gura pe... Au apărut în ultimii ani unele clinici private care încearcă să suplinească tocmai aceste două etape de după externare, adică suportul psihologic, grupuri de lucru, terapii de reintegrare socială și așa mai departe. Însă, din punctul meu de vedere, această ultimă parte trebuie să fie tot o parte a sistemului de sănătate publică. Știți, domnule doctor, poate că autoritățile nu au un serios fenomenul ăsta și nu văd adevărata dimensiune. Nu e așa că de nu știu câți ani încoace ni se tot repetă, România este, da, desigur, o țară de tranzit, nu una de destinație a drogurilor. Haideți să discutăm și despre diferența între realitate și percepția pe care o vedem cu toții că autoritățile după o scurtă pauză. Ne-am întors. Doctorul Radu Țincu este invitatul zilei de astăzi. Discutăm despre consumul de droguri, consumul de stupefiante și despre percepția autorităților. Ni se spune de ani buni de zile că România e mai degrabă o țară de tranzit, nu una de consum. Aveți aceeași senzație, domnule doctor? Iarăși, depinde la ce ne uităm. Dacă ne uităm la Brazilia sau la țări din Africa de Sud, cu siguranță nu am ajuns la nivelul ăla de consum. Dar este clar că noi trebuie să ne uităm, să ne raportăm la evoluția în timp a fenomenului în țara noastră. Este clar că se consumă. Și am văzut acest lucru la ultimele festivaluri. Vedem, și vă spun din experiență personală, weekend de weekend, săptămână de săptămână, pacienți care ajung la spital. Deci e clar că acest consum a crescut foarte mult. Ați văzut și acele filtre care mai nou sunt puse în preajma weekendului pe ruta spre mare. Că mulți dintre cei, adică nu e o excepție să depisteze pe cineva care a consumat droguri. E mai degrabă o regulă. Și ați văzut că deja a devenit la paritate cu alcoolul, adică identificarea tinerilor cu substanțe psihoactive are un procent deci, aproape egal. E plauzibil să ne gândim că realitatea nu e de fapt măsurată cum trebuie. Realitatea nu e măsurată. În România de obicei realitățile nu sunt măsurate pentru că ele creează anumite panici la nivel central și evident dacă acceptăm o realitate va trebui să și elaborăm anumite politici care să reducă fenomenul respectiv. Dacă discutăm de substanțele acestea, avem nevoie în primul rând de programe de educație în școli. Educația sanitară în școli este o chestie doar făcută să fie implementată pe un mod teoretic, dar practic nu se întâmplă nimic. Gândiți-vă că țările care au reușit să facă astfel de programe sanitare au investit foarte mulți bani pe perioade lungi de timp și au folosit niște programe atractive, programe care să nu fie aride. Dacă vine un polițist și prezintă unor tineri 20 de minute într-un mod arid situația consumului de droguri sau diriginta, nu are niciun impact. E nevoie de campanii gândite, campanii care să fie elaborate de psihologi specializați în adicții împreună cu cei care fac chestia asta să poată să aibă un mesaj care să penetreze. Spuneți-mi, este un fenomen al vânzării și consumului de droguri în licee în România? În principiu, da. Gândiți-vă că am acest tânăr mi-a spus că până la urmă la 13 ani era în clasa 9. Mi-a spus că nu, e un fenomen... Nu, 8 ani. Era în școala generală. Era, cred că, în primul an de liceu. 14 ani. Și v-a spus că... Adică, v-a spus din că... grupului de colegi îmi spuneau că fac același lucru, de principiu ne gândim că este un fenomen. Problema este că noi trebuie să-l acceptăm. Singura șansă, și asta o spun din experiența altor țări, este să acceptăm fenomenul pentru a putea să elaborăm anumite politici de reducere. Dacă vom fugi de realitate, ea oricum va fi acolo prezentă. Iar problema cea mai importantă este recăderea. Am pacienți pe care îi externez astăzi și peste două săptămâni îi reinternez, peste două luni îi reinternez, am pacienți care se internează de 8, 9, 10 ori pe an. Mai spuneți-mi un lucru, ca să înțelegem cât de grav este fenomenul. Dintre pacienții care vă ajung la terapie intensivă, câți mor? Nu foarte mulți, pentru că la momentul ăsta și terapia intensivă are un anumit grad de capabilitate. Mor într-adevăr cei care vin cu supradoze și în special de supradoze de droguri intravenoase, și aici discutăm de heroină, dar nu doar de heroină, să știți că oamenii au ajuns să-și injecteze orice, au ajuns să piseze pastile, adică material solid
pe care să și-l injecteze în vene și au făcut embolii pulmonare după această injectare. Iar cei care ajung cu stările acestea de comă și sunt pur și simplu asfixiați cu propria vărsătură, mulți dintre ei mor, pentru că dezvoltă acea complicație de pneumonie chimică, unde dincolo de bacteriile care existau în stomac și care ajung în plămâni, ajunge acidul și sucurile gastrice, care sunt extrem de corozive și ard, produc o arsură la nivelul plămânilor, este aproape imposibil să mai poți recupera un astfel de plămân și dacă îl recuperezi cu siguranță cu niște sechele fibrotice extrem de importante. Cei care mor, vă spuneam, după supradoze de droguri intravenoase. Și mai e un fenomen, apropo de ceea ce trebuie să facem, să controlăm cumva fenomenul. Cei care ajung dependenți de droguri injectabile, de obicei sunt din pături sociale joase și de cele mai multe ori, 90% dintre ei au concomitent infecție cu hepatită B, hepatită C, HIV, hepatită Delta. Rar găsesc o supradoză de heroină la un toxicoman care să nu fie cu cel puțin 2 sau 3 coinfecții suprapuse. Ceea ce arată că acești oameni în continuare, în 2022, folosesc aceleași seringi în grupul lor, nu au niciun fel de suport pentru a reduce măcar incidența acestor boli cu transmitere. Gândiți-vă ce înseamnă pentru societate să ai un individ care are simultan 3 infecții asociate. Mă gândesc că un elev de liceu care cumpără droguri trebuie să aibă bani, nu? Costă mult. De unde fac rost de bani copiii de liceu să-și cumpere droguri? Sunt în primă fază de la părinții lor, domnule Negruciu. De obicei părinții sunt cei care furnizează. De obicei acești copii provin din familii mai înstărite. Depinde de tipul drogurilor. Să știți că și drogurile există o ofertă în funcție de disponibilitățile financiare pe care le ai. A fost o nenorocire cu etnobotanicele. Acum câțiva ani de zile, când au fost în mare vervă, pentru că nu erau reglementări suficiente și magazinele de vise erau deschise atât fizic cât și pe internet, acolo prețurile erau foarte mici. 20, 30, 40 de lei. Substanțe care au creat o confuzie uriașă. Am avut tineri de liceu care au ajuns la spital cu niște fenomene psihotice, de puteai să juri că au o boală psihică gravă induse de consumul acestor substanțe psihoactive. Aceste substanțe erau accesibile pentru că se vindeau la liber, erau ieftine și au creat o confuzie numindu-se legale sau etnobotanice. Copiii au înțeles că dacă sunt legale și le cumperi de la colț, e ok. Și mai sunt și etnobotanice, adică sunt și naturale. Sunt eco. Da. Și au venit foarte mulți. Deci a fost o perioadă în care am avut într-o săptămână, cred că 10 de tineri cu diferite forme. Se ajunsese chiar să se drogheze cu sare de baie. Sare de baie impregnată cu diferite substanțe care în contact cu apa caldă eliberau vapori care erau psihoactivi și acești tineri veneau cu niște halucinații îngrozitoare. Vreau să vă întreb un lucru apropo de miturile care se țes în jurul drogurilor. Sexul este mai bun atunci când te droghezi? Da, depinde de substanță. Într-adevăr, sunt anumite substanțe, și din categoria în special a celor stimulatoare, chiar și cannabisul, care odată ce îți dau o energie inepuizabilă, vei avea capacitatea de a susține fizic mai mult timp o activitate chiar și sexuală, iar unele dintre ele, într-adevăr, prelungesc timpul actului sexual. Dar acest lucru nu cred că trebuie să ne încurajeze să le folosim. Pe termen lung, ce ați observat din punctul ăsta de vedere? Folosirea drogurilor pe termen lung asupra actului sexual. Dacă discutăm de cele care sunt inhibitorii de această dată, deci schimbăm registrul și mergem pe cei care sunt inhibitori, ele vor produce o scădere a potenței pe termen lung. Iar dacă discutăm de cele care sunt excitatorii și am putea crede că într-adevăr această fază inițială se menține o perioadă lungă de timp, gândiți-vă, vă spuneam că la nivelul creierului apar anumite zone nefuncționale. Aceste zone nefuncționale în timp vor duce la pierderea controlului neurologic periferic. Mulți din acești oameni pot să dezvolte polineuropatii periferice, iar actul sexual este coordonat de activitatea neurologică periferică. Deci, pe termen lung, cu siguranță, vom discuta de o scădere a capacității, cel puțin erectile, dacă vom folosi pe termen lung astfel de substanțe. Și se întâmplă și în cazul alcoolului.
polineuropatia alcoolică la pacientul alcoolic este însoțită de scădere a capacității erectile a bărbatului. Am vorbit mult de droguri, dar vă ocupați și de intoxicațiile cu alcool, nu? Există în România obiceiul de a-ți face alcoolul acasă. Probabil mulți consideră că este extrem de curat, de sănătos. Cât de curat este și cât de sănătos este alcoolul produs în locuințele oamenilor? Depinde cum îl producem. Dacă îl vom produce în distilatoare din tot felul de aliaje, aliaje care conțin tot felul de metale, multe din aceste metale se vor regăsi în conținutul distilatului pe care urmează să-l bem. Am avut pacienți care au venit cu tot felul de intoxicații după expunerea la consum pe termen lung a acestor distilate în cazane metalice și în special în cazane din aliaj. În țările europene există o reglementare, sigur, distilatul este o tradiție națională și Germania și Austria face distilate, dar le fac în cazane de sticlă termorezistentă sau în diferite cazane care au anumite straturi protective, astfel încât aliajul metalic să nu vină în contact cu distilatul respectiv. Un lucru care mi s-a întâmplat de curând și cred că este extrem de important. Este inadmisibil ca într-o țară europeană civilizată în 2022 să fie în continuare oameni care ajung la spital cu intoxicații cu alcool metilic pentru că cineva a furat din fabrica alcool metilic, a făcut vișinată și ulterior l-a vândut. Faptul că în continuare avem astfel de pacienți și unul dintre ei este de curând internat, aproape să-și piardă vederea definitiv pentru că alcoolul metilic produce orbire irecuperabilă la doze foarte mici. E nevoie doar de o cantitate de câțiva mililitri de alcool metilic să se producă orbirea. Faptul că oamenii în continuare vând astfel de băuturi contrafăcute fără să-și dea seama de impactul pe care îl pot avea asupra sănătății publice, mi se pare un lucru foarte grav. Și mi se pare că derivă și din necunoaștere. Îmi amintesc că am avut acum 8 ani, 9 ani, 10 intoxicați cu alcool din aceeași localitate, cu alcool metilic, furat dintr-o garnitură de tren de cineva care n-a putut să diferențieze că metilic și etilic sunt total diferite. Și l-a luat, l-a făcut vișinată și l-a vândut vecinilor din sat. Din cele 9 persoane care au luat la spital, 3 au murit, restul au rămas cu diferite grade de orbire. Persoana cu alcoolemia cea mai mare pe care ați întâlnit-o în meseria dumneavoastră, vă amintiți? Sunt persoane aflate în coma alcoolică, da? Sunt persoane care au undeva peste 1 la 1000. Sunt persoane, nu am o cifră în cap în momentul ăsta, dar toate persoanele care au ajuns la spital cu coma alcoolică și au necesitat intubație și ventilație, aveau o imbibație alcoolică atât de mare încât nu mai erau nici conștienți și nu mai aveau nici capacitatea să-și coordoneze niciun fel de activitate motorie. Un lucru care iarăși mi se pare foarte grav este combinarea alcoolului cu medicamente. Sunt foarte mulți pacienți care se află în tratament psihiatric pentru că au diferite sindrome depresive sau alte patologii psihiatrice și care consumă în mod regulat alcool cu aceste medicamente, fără să se gândească că efectul este unul cumulativ. Am avut de foarte multe ori oameni care în mod normal de la 2 pahare de whisky n-ar fi trebuit să ajungă în comă, dar 2 pahare de whisky cu un medicament de psihiatrie i-au adus în comă. Ultima pauză în discuția noastră de astăzi, ne întoarcem imediat, rămâneți alături. Ne-am întors ultima parte a emisiunii în fața ta de astăzi. Medicul Radu Țincu este invitatul zilei. Am discutat în această emisiune scop educativ ca să înțeleagă oamenii ce pericole îi așteaptă și cu experiența unui medic care îi primește pe cei care nu ascultă, nu au grijă de sănătatea lor și de tot ce au într-o realitate și își doresc o altă realitate, droguri și alcool. Dacă ar fi să, pentru că faceți asta oricum, bănuiesc, ce le spuneți celor care ajung pe patul spitalului la urgență, la dumneavoastră, după ce au consumat droguri sau alcool? În primul rând că la un anumit interval de timp drogurile o să îi distrugă definitiv sau chiar o să îi omoare. Toți cei care ajung cu supradoze de heroină n-au început cu heroină, toți au început progresiv
a fost o creștere și o diversificare a consumului de droguri, pentru că apare un fenomen, fenomenul de toleranță. Nu mai poți obține același efect cu doza respectivă sau doar cu o singură substanță. Și atunci începi să combini substanțele. Lucrul care se întâmplă cel mai grav este această combinație, pentru că ei nu sunt farmacologi și nu știu exact cum să le combine astfel încât să nu ajungă cu toxicități atât de mari. De exemplu, vă spuneam, combinația dintre alcool și substanțe psihiatrice crește riscul de toxicitate a creierului. De asemenea, combinația dintre alcool și substanțe droguri inhibitorii, cum sunt opioidele, vor crește riscul de depresie respiratorie și acești oameni pot face stop respirator mult mai ușor sau la doze mult mai mici. De asemenea, combinația și dintre stimulatoare și alcool, cocaină, amfetamine și alcool, este o chestie ilogică farmacologic. Alcoolul tinde să scadă activitatea creierului și amfetaminele tind să crească activitatea creierului, astfel încât acești tineri își supradozează ambele substanțe, pentru că beau alcool ca să se îmbete și nu se pot îmbăta și iau amfetamine ca să fie mult mai energici și nici nu sunt energici pentru că alcoolul îi trage în jos. Deci acest antagonism farmacologic îi face să supradozeze ambele să spunem, brațe ale adicției lor. De asemenea, cei care consumă energizante, de exemplu, știți că e deja foarte cunoscut whisky cu energizant. Este, din punct de vedere farmacologic, o prostie. Whisky-ul îți creează o stare de inițială euforie și ulterior de moleșală, iar energizantul te stimulează în continuu. Trebuie să ne hotărâm ce ne dorim. Să fim mai liniștiți, mai scoși din realitate sau să fim mai prezenți în realitate cu băutura energizantă. De asemenea, fumatul de țigări asociat acestor stimulatoare, gândiți-vă ce înseamnă o inimă care bate cu 130 pe minut și tu dansezi de 3 ore și fumezi în continuu, asta înseamnă o cantitate de monoxid de carbon foarte mare, carboxihemoglobina crește și atunci capacitatea de transport a oxigenului scade și sigur că o să simți durere precordială. Să vedeți tineri de 20 de ani care vin cu durere în piept asemănătoare celor care au 80 de ani pentru că au supra-solicitat cordul. Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi. Florin, și ție îți mulțumesc. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!